Doamnelor și domnilor, în emisiunea precedentă am văzut că vegetarienii consumă mai multe substanțe fitochimice decât nevegetarienii, deoarece aportul lor energetic provine într-o proporție mai mare din vegetale. Flavonoidele și alte fitochimice au efecte protectoare ca antioxidante și scad agregarea trombocitelor și coagularea sanguină. De asemenea, acționează ca agenți antiinflamatori și agenți ce îmbunătățesc funcția endotelială. O mică paranteză aici. Prin fitochimice înțelegem numeroase substanțe chimice speciale ce se găsesc în vegetale și fructe, care atunci când sunt consumate au un efect asupra fiziologiei umane. De exemplu, fitoestrogenele au o slabă activitate estrogenă și fixându-se pe receptorii de estrogen, împiedică acțiunea hormonului estrogen. Izoflavonele majore sunt genisteina și daidzeina. Tot în grupul fitoestrogenelor intră și lignanele, care se formează în intestin din substanțe găsite în multe fructe, cereale și vegetale, în special în semințele de in. Principalele lignane sunt enterolactona și enterodiolul. Consumul unor fitosteroli, de exemplu sitosterolul și sitostanolul, scade nivelul sanguin al colesterolului, deoarece se interferează cu absorpția colesterolului din alimente. Deși densitatea osoasă e ceva mai mică la vegani, în comparație cu omnivorii, riscul fracturilor la vegetarieni este asemănător cu acel al nevegetarienilor. Rata fracturilor la vegani, care au consumat peste 525 de mg de calciu pe zi, nu a fost diferită de rata fracturilor de la omnivori. Scheletul are un rol protector în menținerea pH-ului, adică acidității sau alcalinității sângelui. Acidoza suprimă activitatea osteoblastelor și stimulează activitatea osteoclastelor pentru a favoriza scoaterea calciului din oase și pentru a tampona tendința la acidoză produsă de proteinele animale. Consumul crescut de fructe și vegetale are un efect pozitiv asupra metabolismului calciului și metabolismului osos. Conținutul crescut de potasiu și magneziu din fructe și vegetale, cu cenușa lor alcalină, face aceste alimente foarte utile împotriva pierderii de calciu din schelet. Consumul crescut de proteine, în special proteine de origine animală, produce o calciurie puternică, adică pierderea calciului prin urină. Femeile după menopauză, cu o alimentație bogată în proteine animale și săracă în proteine vegetale, prezintă o rată mare de pierdere de masă osoasă și un risc crescut de fracturi de șol. În schimb, proteina de soia, bogată în izoflavone, scade pierderea de masă osoasă din coloana vertebrală, inhibă rezorpția osoasă și, stimulând formarea de os nou, are un efect benefic asupra densității osoase. Ingestia de proteine pe termen lung, de mai mult de 0,8 grame pe kilo corp și zi, poate produce leziuni renale. Deci un adult de 60 de kilograme n-ar trebui să consume mai mult de 48 de grame proteine zilnic. Cantitățile mai mari de proteine lezează rinichii. Datele existente sugerează că riscul vegetarienilor de a face demență este mai mic decât acela nevegetarienilor. Riscul redus se poate datora tensiunii arteriale mai mici la vegetarieni și unei ingestii crescute de antioxidanți. Alți factori ce pot reduce acest risc sunt frecvența mai mică a bolii cerebrovasculare, precum și folosirii de hormoni după menopauză. Unele studii arată că riscul vegetarienilor de a dezvolta o diverticulită, inflamația diverticolelor din colon, este cu 50 de ori mai mic la vegetarieni. Fibrele au un rol protector
în timp ce carnea poate crește riscul diverticulitei. Omnivorii suferă de două ori mai des de litiază biliară, în timp ce mai multe studii efectuate în Finlanda sugerează că postul negru, urmat de o alimentație exclusiv vegetariană, poate fi util în tratamentul poliartritei reumatoide. În concluzie, luarea de poziție a Asociației Americane de Dietetică reafirmă faptul că alimentația vegetariană, inclusiv cea vegană, este adecvată în toate stadiile ciclului vital. Deci, nu trebuie să ne jenăm atunci când prezentăm avantajele alimentației exclusiv vegetariene. Din nefericire, mai există și azi unii care cred că fără carne alimentația nu poate fi sănătoasă, nu poate fi echilibrată. Pentru a susține această părere, se grăbesc să se refere la diabetici, care, spun ei, trebuie să-și asigure aportul de calorii consumând carne. Pentru a afla relația dintre consumul de carne și riscul diabetului de tip 2, cercetători de la Departamentul de Nutriție Umană de la Facultatea de Sănătate Publică a Universității Harvard, Boston, Statele Unite, au urmărit timp de 13 până la 28 de ani 37.083 de bărbați și 167.000 de femei. În Statele Unite, 11% din adulții de 20 și mai mulți ani suferă de diabet, 90-95% din aceștia suferind de diabet de tip 2. Anual, în Statele Unite survin 1,9 milioane de cazuri noi de diabet. Cu toate că în apariția bolii, obezitatea și inactivitatea fizică sunt principalii factori determinanți, autorii cercetării au căutat să vadă și rolul alimentației în creșterea frecvenței diabetului. Atenția le-a fost îndreptată în special asupra surselor majore de proteine. Cercetarea a arătat că ingestia de carne roșie, pregătită sub formă de mezeluri, șuncă și alte alimente produse industrial, crește mult riscul apariției diabetului. Dar și consumul o dată pe zi de 100 de grame carne pregătită în casă s-a asociat cu o creștere a riscului diabetului de tip 2 cu 16 până la 19%. Mecanismele care explică efectele dăunătoare ale consumului de carne roșie asupra diabetului sunt multiple. În primul rând este fierul HEM. Fierul este un puternic prooxidant ce catalizează numeroase reacții celulare în producția de specii reactive de oxigen și crește stresul oxidativ. Aceasta produce leziuni în țesuturi, în special în celulele pancreatice beta, și cantitățile mari de fier din organism se asociază cu un risc crescut de diabet de tip 2. În al doilea rând, cantitățile mari de sare și nitriți din carnea pregătită industrial explică riscul mare de diabet de tip 2. Un studiu efectuat în Finlanda arată că legătura între consumul de carne pregătită industrial și diabetul de tip 2 se datorește conținutului mare de sare. În al treilea rând, nitriții și nitrații folosiți pentru conservarea produselor de carne roșie se transformă în nitrosamine, care au o acțiune toxică pentru celulele pancreatice beta, crescând riscul diabetului, iar concentrațiile mari de nitriți în sânge duc la disfuncția endoteliului vascular. În al patrulea rând, produsii finali de glicolizare și concentrațiile crescute de mediatori inflamatori, ce însoțesc consumul de carne roșie, constituie un alt mecanism ce poate crește riscul diabetului de tip 2. În sfârșit, câștigul ponderal și obezitatea constituie un alt mecanism. De exemplu, o creștere a consumului de carne roșie de 250 de grame pe zi, după 5 ani, duce la un câștig în greutate de 2 kg.
Concluzia autorilor este că folosirea în alimentație, în special de carne roșie, se asociază cu creșterea riscului de diabet. În schimb, înlocuirea proteinelor din carne cu proteine de origine vegetale scade riscul acestei boli. În Jurnalul American de Nutriție Clinică s-a publicat o lucrare efectuată la Departamentul de Epidemiologie Nutrițională din cadrul Institutului Karolinska Suedia. Autorii studiului au urmărit timp de 10,1 ani 40.291 de bărbați cu vârsta medie între 45 și 79 de ani, care la începutul cercetării nu sufereau de vreo boală cardiovasculară sau tumorală. Din cercetare a reieșit că alimentația cu un consum bogat de carne roșie pregătită industrial crește riscul accidentelor vasculare cerebrale. Doamnelor și domnilor, cercetările prezentate nu ne încurajează să consumăm carne nici măcar 100 de grame pe zi. Dimpotrivă, iar cine vrea să se alimenteze după cunoștințele actuale, se va decide pentru vegetarianism. În emisiunea următoare vom vorbi ceva mai larg despre carne, despre presupusele avantaje și mai ales dezavantajele consumului de carne.